Bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sport Club. Este luni, vorbim evident despre sportul buzoian. Ne tot reproșeau câțiva telespectatori că nu facem vorbire și nu invităm pe nimeni de la SCM Gloria Handball. Iată, îl avem în studio pe unul dintre antrenorii grupării buzoiene, domnul Romeo Ilie. Bine ați revenit la noi în studio. Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație. Chiar ni se reproșa că nu vă avem în atenție. Nu știu de ce, avem și noi scăpările noastre. Și noi am avut un program foarte încărcat care nu ne-a permis să rupem de cadrul antrenamentului, să plecăm și să... Erau meciurile foarte tari și a fost un cumul de fapte, da. Din partea noastră. E un moment propice, să zicem așa, pentru o emisiune în care să se dezbată handball. Iată, venim după două meciuri, putea spune românilor, o vorbă, una caldă, una rece, după victoria entuziasmantă dată și pe televiziunea națională, despre care a vorbit toată țara, toți iubitorii de handball. A urmat un meci mai puțin fericit în nord-vestul țării. Care e atmosfera în lot? Da, vorbim puțin despre jocul cu CSM Craiova, care într-adevăr a fost un joc de excepție, sigur cel mai bun joc pe care l-am făcut în acest campionat. Și surprinzător a fost nu atât victoria, cât proporțiile scorului, care efectiv a surprins pe toată lumea. Poate și datorită faptului că am obținut acea victorie și la scorul respectiv s-a produs o automulțumire în cadrul jucătoarelor și o euforie care a fost greu de eliminat și să le aducem cu picioarele pe pământ, plus deplasarea foarte lungă și la un timp foarte scurt. Am avut efectiv două zile, luni și marți, miercuri dimineața a trebuit să plecăm după jocul cu Craiova, n-am avut timp să facem recuperarea necesară, s-a instalat oboseala drumului, am traversat țara în lung și în lat ca să ajungem la Baia Mare, acolo am întâmpinat altă problemă, ne-au obligat să părăsim hotelul, să părăsim camerele la ora 12 și meciul era la ora 18, le-am găsit noi în vreo două camere după lungi tratative cu cei de la hotel, dar oricum n-a fost același lucru când se odihneau efectiv fetele. Și de aici a fost o stare de inconfort așa și o lipsă de concentrare în prima repriză, care efectiv a fost catastrofală, poate cea mai slabă repriză pe care am făcut-o în acest campionat. După pauză ne-am revenit, dar deja diferența era foarte mare, 16-10 la pauză, 6 goluri, n-am reușit să remontăm. Și poate dacă ne-am fi concentrat puțin mai mult pe final, când a ratat un 7 metri și un contraatac, puteam să-l smulgem ca și la Bistrița, care parcă a fost tras la Indigo, un egal măcar. Da, să ne întoarcem un pic la meciul cu Craiova. A fost așa, chiar a fost, s-a constituit într-un eveniment dincolo de victoria, unii ar spune de surpriza care s-a întâmplat, că până la urmă s-a jucat cu deținătoarea unei echipe, deținătoarea cupei HF. Trebuie să spun că am văzut prima repriză, am văzut-o la televiziunea națională și până și comentatorii de specialitate erau surprinși mai mult decât plăcut de evoluția echipei buzoiene. Poate fi gloria, surpriza campionatului să facă meciuri dintre astea mari cu echipe super titrate? Pentru că mă uitam și la meciul cu Corona, s-a jucat foarte bine, au fost perioade excelente de joc. Da, e la momentul acesta, fiind o echipă nou formată așa, deci alternează momentele de evoluție foarte bună și cu cele de evoluție mai puțin bună. S-a văzut și de-a lungul etapelor desfășurate până acum. Încă nu reușim să menținem puterea de concentrare și să trezim jucătoarele la realitate după câteva jocuri bune. Dăm senzația că totul ar veni de la sine și e foarte periculoasă această stare și încercăm să din toate mijloacele să le trezim și să putem să abordăm fiecare joc din prisma unui joc dificil și a unei puteri de concentrare maximă care să poată să
ne ducă la un rezultat favorabil și să dăm într-adevăr tot ce e mai bun, pentru că să scoatem la nivel tot ce e mai bun de la jucătoare, pentru că sunt jucătoare valoroase dacă ar rămâne concentrate și ar aplica exact tactica de joc pe care o pregătim înainte de fiecare meci, sigur ar avea o evoluție mai bună și mai constantă. Dacă vorbim de potențialul jucătoarelor, evident, și aici mă refer la cele cu vârste cuprinse, cu vârste până în 30 de ani, multă lume se așteaptă ca aceste jucătoare, valoarea acestor jucătoare să crească în viitorul apropiat, și aici mă refer la o creștere substanțială de valoare. Așa sperăm și noi, și faptul că am reușit să transferăm două jucătoare acum de la CSM Roma în echipă desființată și suntem în tratative cu încă o jucătoare, dacă finalizăm și acest ultim transfer, atunci vom avea dubluri pe toate posturile și sperăm ca acest lucru să-și spună cuvântul, pentru că nu pot avea toate o evoluție mai puțin bună. Adică din toate trebuie să fie câteva care vor evolua la potențialul lor maxim. Și atunci avem varianta câștigătoare, zic eu, la fiecare joc, să nu mai avem fluctuațiile acestea de formă și de rezultat. Vă referiți la Carmen Stolero și la Simion? Da, cele transferate, Carmen Stolero și Simion Ana Maria, și acum suntem într-adevăr cu Cabronina, interul dreapta, Urusoaică, pentru că acolo rămăsese singurul post care nu avea dublură pe măsura titularei, adică undeva aproape, sau mă rog, aproape egal cu titularele. Sunt două jucătoare, cele la care a făcut referire mai devreme, sunt două jucătoare care sigur vor aduce plus valoare, cum se zice, în lotul buzoian. Adică, habar n-am, nu sunt tactician, nu mă pricep foarte bine la handbal, dar bănuiesc că se va crea o concurență. Da, pozitivă, zice-se. Bineînțeles, pe Carmen Stolero era chiar jucătoarea care ne trebuia, pentru că este foarte bună apărătoare și în felul ăsta, dacă o să joace și în atac, nu mai suntem nevoiți să facem schimb atac-apărare. Și în al doilea rând ne ajută foarte mult, pentru că ați văzut, Elina Diana având o evoluție foarte bună, sigur echipele viitoare cu care mă jucam în viitor, își vor lua măsuri la ea și o să-i facă marcaj strict sau poate chiar om la om, și atunci, având varianta centrului al doilea cu Carmen Stolero, sigur o să fie în avantajul nostru. Dincolo, la Simeona Ana Maria, e o extremă dreaptă recunoscută pentru valoarea ei. Era golcitră, parcă... Da, da, da. Și avea o evoluție super bună și acolo eram descoperiți, aveam doar o extremă dreaptă stângace, doar una pe post. Adică, Doamne ferește, se întâmpla ceva sau o accidentare, o indispoziție, o ceva, și rămâneam complet descoperit în dreapta. Vorbeam acum câteva zile, trebuie să mărturisesc, vorbeam cu dumneavoastră la telefon și îmi spuneați că ar mai fi nevoie de o porteriță. În contextul în care, din ce am înțeles, suntem oarecum descoperiți pe postul ăsta, numeric vorbim. Și numeric și valoric, pentru că și aici s-au văzut fluctuații de formă la portari și... Vina este și a mea și a unei jucătoare care m-a determinat să nu încerc să aduc altă jucătoare, efectiv. Adică putem să o și nominalizăm. Adversara noastră de mâine, Paula Teodorescu Vișan, care a mai fost jucătoarea noastră vreo 7 ani în ligă, și mi-a promis solemn că vine și o să se transfere la noi, și eu atunci n-am mai căutat al treilea portar, pentru că toate echipele au 3 portari, că e normal să nu poți să stai în 2 portari. Cum am și spus, se întâmplă ceva cu unul din ele, nu rămâi într-un portar. Și atunci ne-a dereglat puțin, aici rămâne singurul post pe care încercăm, suntem în tratative cu o jucătoare, să încercăm să suplinim și să aducem și pe acest post o jucătoare care să se ridice la restul, la nivelul celorlalte jucătoare din echipă. Cel puțin, admitați criteriul valoric, Iordache mi s-a părut a fi una dintre cele mai bune buzoiene, că deja e Buzoia, încă vorbim de Gloria, una dintre cele mai bune din echipă meciul cu Craiova. Atât încă o dată, cât ne pricepem noi, chidiții. Așa a și fost, da.
Numai că v-am zis, și aici sunt fluctuații de formă, evoluții inconstante care își pun amprenta asupra evoluției echipei, pentru că nedând suflul necesar apărării și echipei, automat le toarnă plumb în picioare și se opresc și jucătoarele din apărare, adică se gândesc mai mult că nu mai au nimic valoros în spate și de aici evoluția mai puțin bună a apărării. Dovadă că ce s-a întâmplat la Baia Mare, am luat la Roma în 18 goluri, la Cluj 18 goluri, la Craiova 17 goluri de la Craiova, care e vicecampioană națională și în tot meciul. Și la Baia Mare am luat 16 goluri într-o repriză. Adică am luat enorm. Apropo de meciul cu care vreau să mă întorc puțin, am văzut foarte multe eliminări de 2 minute pentru Gloria. În defavoarea Gloriei, evident, foarte multe jucătoare. A fost arbitrajul, a fost ce a fost? A fost starea de tensiune. Încă o dată, nu încercăm nici să criticăm arbitrajul, dar ne mai uităm, știți cum era meciul de handbal. Erau eliminări la două, trei atacuri ale craiovenilor, ale oltenilor, Așa a fost, era dar eliminare pentru Buzău. a fost și un joc încrâncenat, un joc care la care trebuia să apelăm la puțină agresivitate în apărare, că altfel nu reușeam să stopăm evoluția jucătorilor adverse. Și noi avem vechea meteahnă, fiind și chiar dacă echipă nouă, aceeași meteahnă ca și la alte echipe, dacă nu există o agresivitate generală la toate jucătoarele, atunci, dacă numai una, o jucătoare sau două sunt mai agresive, ies în evidență. Și de aici aceste Cam ăsta era tiparul. eliminări. Se ieșea pe Inter și imediat apărea eliminarea. Am văzut vreo două, acum nu că sunt buzoian și trebuie să ținem cu Gloria, unde nici măcar, adică mâna era clar pe minge, nu pe mâna. Au fost la Știți televizor, cum e. credeți-mă, s-a văzut foarte bine. Care a fost momentul în care, până la urmă trebuie să facem referire la meciul ăsta, care a fost momentul în care v-ați dat seama, domnule, gata, ăsta e meci câștigat? Pentru că, ok, deși diferența a fost una, cum spuneați dumneavoastră, mare, se juca cu o trupă foarte, foarte bună. Da, am avut șansa să avem un debut foarte, foarte bun și care ne-a dat speranțe că putem să ne ridicăm la nivelul adversarelor. Era departe gândul atunci că vom obține victoria la prima parte a primei reprize, dar pe măsură ce trecea timpul ne-am dat seama că chiar se poate să ne ridicăm la nivelul lor și chiar să-i depășim. Pentru că părea un joc mai dezorganizat al Craiovei și mai puțin puținește din formă, așa păreau. Și atunci am zis că putem să exploatăm momentul prin dăruire, prin jocul colectiv și prin dorința mai mare de a depăși și a obține victorie. Ceea ce s-a și întâmplat. Faptul că s-a depășit condiția și ne-am învins la scorul respectiv, asta a fost surprinzător pentru toată lumea, chiar și pentru noi. Apropo, probabil că oltenicele, stafful celor de la Craiova, a vizionat meciul cu Brașovul. Mai mult prin oraș umbla așa vorba pe la colțuri, că după meciul cu Corona a apărut să revă ceva disensiuni în vestiarul Gloriei, care ar putea afecta pe termen mai lung sau mai scurt evoluția handbalistelor de la Buzău. Bănuiesc că n-au fost, adică lucrurile n-au ieșit. Din punctul ăsta de vedere avem avantajul că la noi încă nu s-au creat cooperative cum sunt la alte echipe, grupulețe, care să interacționeze și să încerce să creeze o atmosferă nefavorabilă. Chiar dacă există unele disensiuni la antrenamente sau uneori așa pe parcursul unei săptămâni de pregătire, acestea dispar înainte de joc. Dorința de a juca și de a obține victoria ne face să trecem peste orice mici disensiuni. V-am zis. E marele avantaj, deocamdată, până în acest moment, v-am zis că încă nu s-a creat o ruptură și nu sper să nu se creeze nici de acum încolo o ruptură în sânul echipei. Da, în legătură cu meciul de la Baia Mare,
Spuneați că au fost niște condiții cu totul și cu totul speciale în care s-a jucat. Totuși s-a observat, și amintează dumneavoastră, s-a observat așa o remontada, cum spun spaniolii, o revenire, un reviriment pe parcursul reprizei secunde. În general, noi ne revenim din pumni, cum se spune. Asta arată și un psihic bun. Da, pentru că așa s-a întâmplat în majoritatea jocurilor, chiar și cu Brașovul. De la 8 goluri am venit la 3 goluri, știți? La 3 goluri, așa a fost conjunctura și noi am greșit la un atac sub în superioritate, au mai greșit și băieții cu fluierul și a fost o conjunctură care nu ne-a permis să venim mai aproape, poate întorceam rezultatul. Așa s-a întâmplat și aici, așa s-a întâmplat și la Bistrița când am revenit. Am remontat diferența și am venit la 2 goluri. Așa. Atunci s-a produs o superficialitate în tratarea fazelor de finalizare. Și în loc să finalizăm foarte clar și foarte simplu, am încercat noi să facem niște floricele, niște exerciții de-astea de finalizare care nu ne-au permis să reducem din diferență. Dacă venea la un gol, poate cu totul altul era rezultatul și la Baia Mare și la Bistrița. Constanța asta evoluțiilor bune în cel de-al doilea mitan arată, pe de-o parte, ok, o echipă mai puțin omogenă fiind foarte multe jucătoare noi, dar o echipă care s-a pregătit bine fizic în vară. Adică s-a lucrat bine la încantonamente. Da, din punctul acesta de vedere, chiar nu se simte niciun fel de oboseală pe final de joc și de reducere a randamentului. Chiar jucăm foarte bine și gestionăm bine momentele de final. Singurul lucru este faptul că se creează superficialitatea asta în finalizare. Deci, ca și la Bistrița și aici, am avut două ocazii, unul la unul cu portarul, simple, din centru, adică nu din unghi sau cu adversar pe noi, simplu, unul la unul cu portarul pe care le-am mirosit și de aici s-a produs și doar asta victoria, adică victoria, măcar egalul. Deci, puteam posibilitatea de a face un egal. Nu s-a întâmplat din vina noastră, efectiv. Adică aici nu putem, nu avem pe cine învinui. Din moment ce am ajuns acolo, unul la unul cu portarul, aveam cel puțin egalul în mână în ambele jocuri. Luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem în câteva minute. Vorbim și despre eventualele înregimentări în cadrul Gloriei, dar vorbim și de următoarele meciuri.